Printre obiceiurile care se respectă cel mai frecvent cu ocazia bunei vestiri se numără consumul de pește, pentru că se spune că acest obicei ne va face să fim sănătoși și sprinteni ca peștele. Buna vestire sau blagoveștenia este numită în calendarul popular și ziua cucului, iar cântecul acestuia are o semnificație. În tradiția populară se spune că dacă cineva aude pentru prima dată cântecul cucului în timp ce este flămând și prost îmbrăcat, e semn rău. Așadar, de buna vestire, oamenii obișnuiesc să se îmbrace în straie de sărbătoare, să mănânce bine și să umble cu bani în buzunar. Conform tradiției, este semn bun dacă arunci un bănuț către cucul care scântă drept în față. Se spune că dacă auzi primul cântec al cucului din spate sau din stânga, este semn rău. Potrivit tradiției populare, oamenii în vârstă îl pot întreba pe cuc câți ani mai au de trăit, iar fiecare cântec cucu reprezintă echivalarea unui an. Dacă cucul cântă în spatele unei persoane, este semn rău. În această zi nu este bine sub nicio formă să ne certăm și nici să facem munci în gospodărie. Se spune că persoanele care se ceartă în această zi vor avea numai necazuri tot anul. O altă tradiție spune că este bine ca gospodăria să fie fumată în această zi, pentru a fi alungate blestemele și necazurile. Gospodarii nu pun ouă sub cloșcă în această zi, pentru că se spune că puii nu vor fi sănătoși. O altă tradiție a zilei de blagoveștenie spune că femeile trebuie să pună în fața ușii apă, pâine și sare pentru îngeri. În ceea ce privește starea vremii, se spune că așa cum este de bună vestire, așa va fi și de Paște.